Vei sărbători ziua femeii, 8 martie, cu un concert la Cinema Patria, noapte caldă. Ce vor putea asculta fanele dumneavoastră în concert? Păi o să asculte repertoriul bere gratis. Și În cum va primul fi rând. concertul? Este, dacă vrei, un repertoriu mai special, pentru că am pus în playlist aproape toate baladele pe care le-am avut de succes. Și nu numai. Vor fi piese de atmosferă și vor fi piese care vor pune osul la ceea ce se va numi o noapte caldă, așa cum se numește și concertul. Pentru piesa care dă numele concertului, după cum a spus, ați colaborat cu Sore. Nu sunteți la prima colaborare de succes cu o voce feminină. Ați mai avut cu Elena Gheorghe, cu Giulia, cu Paula Selig. Da, cu Paula și cu Elena Gheorghe nu am făcut o editare, ci au fost pur și simplu invitate ale Un unor concert. spectacole, da. Cu Giulia am lansat singurul Două Inimi, care a fost de succes, și acum cu Sore, la fel, piesa Noapte Caldă s-a bucurat de succes la radio și, în primul rând, în rândurile oamenilor, că până la urmă urmei trebuie să ajungi acolo. Asta este hintul final. Sore este o artistă care s-a potrivit foarte bine pentru acest cântec. A fost, cum să spun, mănușă pentru această piesă și pentru refrenul piesei până la urmă urmei. Aveam nevoie de o voce catifelată, o voce feminină și care să se potrivească cu tati-tatau acela și în plus este și un dialog acolo și era nevoie de un băiat și de o fată să-și spună unul altuia. Vă mai gândiți și la alte voci, la alte colaborări cu... Ne gândim la asta în funcție de piese, pentru că facem piesa și apoi vedem dacă merge înregistrată cu o voce Pe feminină cine sau se nu. mulează, adică nu e Da. obligatoriu să fie o voce feminină, dar dacă vom mai face cu voci feminine, suntem încă în discuții, pentru că ei vor Tina Turner și eu Celine Dion și să fim într-o trebuie să ajungem la un numitor comun. Clar. Anul acesta se împlinește 17 ani de când ați ieșit pe piața muzicală. Față de anii voștri de început, când muzica era mai curată și se punea mai mult accent pe voce, pe instrumente reci, acum se pune mai mult accent pe show, pe artificii, pe lumini, pe sunet electronic. Pentru că acum avem. Atunci nu aveam. Adică atunci când aveai un PA adevărat, era fericirea supremă să cânți pe niște boxe mari, pe scenă mare, cu lumini inteligente, care erau destul de puține în România față de piața care cerea mult mai multe evenimente. Acum se fac spectacole în aer liber și în zone mai mici, gen comune sau orășele mai mici, și unde te duci, dar te duci totuși, poți să mergi să vezi o montare mai mult decât decentă. Este și o schimbare. Noi când am apărut în perioada respectivă, am apărut după când era la modă foarte mare dance-ul. Era un dance pe care cu care au venit Trei Sudes, cu care au venit Genius și trupele de rock practic tinere au venit într-un val așa, pentru că generația noastră a produs în anii respectivi Taxi, a produs Proconsul, a produs Vanc, a produs Voltaj, Voltajul în formula pe care o știm Actuală. și acum, da. Da. Lăsând la o parte pe cei care aveau vechime mai mare, gen Holograph, Iris Compact, Phoenix. Și noi ne-am, până la urmă, am fost o generație care a ieșit de Și acolo care a încoace rămas? și care a rămas. Și acum. Adică suntem tot aia. România aproape că a ajuns o modă apropo de concerte în aer liber, de evenimente gen zilele orașului. Cât vă ajută pe voi să mergeți la concerte unde sunt plătite de organizatori și spectatorii au intrare liberă? Cât vă Păi ajută pe uite, voi uite, ne să... ajută că ne plătim ratele, ne plătim gazele, ne plătim facturile. Normal că te ajută. Asta este piața românească. Am fi ipocrit să spunem că ar merge foarte bine și fără aceste zile de oraș. Dar mai Nu, puteți voi nu să vă poate. faceți concerte, să organizați voi concerte în care să... Interesant ar fi să existe aceste zile de oraș cu bilet. Acolo ar fi o treabă interesantă. Ca schimbare o politică viitoare. Se mai întâmplă, de exemplu, în Arad, știu În că Arad, se da, în întâmplă. Arad se Și în plătesc... Sibiu. În trecut, formațiile încercau să nu lasă să treacă un an
poate puțin mai mult, fără să scoată un album. Acum se lansează foarte mult single-uri, se lansează pe YouTube. Păi acum noi am trecut de la paranoia albumelor la paranoia single-urilor, pentru că la un moment dat noi avem, cred că 10 discuri, albume, da, de sine stătătoare, în 15 ani de carieră. Și mă uitam că AC/DC au 16 albume în 40 de ani de carieră. Mi se pare cam mult pentru noi. Adică să scoți un album la un an jumate, trebuie să fii foarte, foarte prolific. Da, trebuie să fii foarte prolific. Considerăm că e bine să scoți un album atunci când ai acumulat experiențe de viață care să autentifice acel album. Adică ceea ce oferi să nu fie ceva ce ai mai spus, să fii cu ceva nou. Adică odată divorț, căsătorie, boteze, să fie, da... Viață. Da. Viață în general. Și nu numai legată de noi. Poate să fie și viața din jurul nostru și viețile unor, sau poate să fie și inspirație, pur și simplu. Dar nu ai timp să promovezi atâta muzică, indiferent, presupunând că noi am fi extrem de prolifici, nu ai timp să promovezi atâta muzică pe cât ai face. Și atunci, normal că societatea funcționând într-un ritm foarte rapid, ești nevoit să scoți single și la un moment dat, când ai încheiat bagajul de single-uri care se pot denumi într-un album, îl lansezi. Din punctul meu de vedere, e un lucru bun pentru mine, pentru noi. În momentul în care lansez câte o piesă, noi, de exemplu, lansam cât un album și promovam 2, 3, maxim 4 piese de pe acel album, pentru că se făceau 2 ani și gata, ne apucam de, apăreau de piese noi, următorul album. Pe acel album rămâneau piese bune, pe care nu le promovam, sau pe care le știau doar ascultătorii noștri. Lansând piesă cu piesă, ai șansa să promovezi fiecare piesă la urma urmei. Ceea ce te avantajează, adică uite și piesa asta e o piesă bună, uite și piesa asta e o piesă bună. Plus că trebuie să te menții în funcție de curentul muzical și în funcție de ce se întâmplă pe piața muzicală. Nu poți să faci tu acum o politică exact inversă. Este foarte greu. Poți să lansezi album într-adevăr, dar absolut, cum a zis și Robert, după experiență multă, după compoziții multe, și discurile în România oricum se fac destul de mici ca întindere și ca număr de piese, spre deosebire de niște discuri din străinătate unde ai 16, 17, 18 piese. Înseamnă foarte mult. Adică înseamnă ei scot un album la 5 ani, dar scot 2 albume de ale noastre. Și voi acum când o să adunați piese pentru încă un album? Când asta, probabil că de acum încolo, cel puțin pe termen mediu, vom lansa un fel de best-of. Adică următorul album va fi un best-of, pentru că va avea piese promovate. Sincer, piese sunt pentru un album, dar timp să avem Mihai să le învețe și o să apară și acel album, pentru că experiența am acumulat. Deși se ascultă foarte multă muzică, vânzările de albume, și acum m-ați spus și voi, nu sunt la aceeași înălțime. Se mai poate trăi doar din muzică? Păi, iată dovada vie, că respirăm, se vând single-uri. Adică la ora actuală, dacă îmi place un cântec, n-aștept să apară pe un disc undeva, pe o compilație sau pe un album al unei trupe. Dacă îmi place trupa respectivă, oricând pot să downloadez piesa, oricând există posibilitatea de a o avea. De a o cumpăra efectiv, piesa respectivă. Nu-i nevoie să aștept să vină discul. Mie îmi place piesa aia atunci, după ce am ascultat-o 8 luni sau 6 luni sau 4 luni la radio. Din momentul ăla, interesul începe ușor, ușor să scadă. Normal că îți place în continuare, dar nu poți să asculți o piesă un an de zile și să aștepți trupa să lanseze albumul și atunci să o iei și tu să o asculți acasă. Mai pe scurt, se poate trăi, dar trebuie să fii un tip echilibrat așa și să, adică viața de artist, e într-adevăr viața de artist, nu se știe. Știi că banii în muzică se câștigă ușor, dar la fel de ușor se și pierd sau se cheltuiesc. Atunci când câștigi lucrurile foarte ușor, îți vine ușor să dai. Și dacă reușești să menții, cum a zis, un echilibru, echilibrul ăsta e cu duș întors, pentru că noi nu trăim într-o țară echilibrată. Ca să putem, nouă ne este foarte greu să trăim echilibrat, pentru că n-avem mediu înconjurător echilibrat. Da. Care sunt sursele voastre de inspirație pentru melodii? E o întrebare standard, dar totuși. În primul rând, noi înșine. Viața noastră, ceea ce am trăit,
Apoi avem piese de ficțiune, le spunem noi, efectiv chestii, să -ți vine o idee așa, pur și simplu, din neant. Da, din neant și o pui în practică. Concertul din 8 martie e un cadou al vostru pentru Ziua Femeii. Ce cadou le veți face voi, iubitorilor, soțiilor? Cred că dacă am spune mulțumesc, ar fi un lucru foarte frumos și meritat și adevărat femeilor din viața noastră. Bine, dar ceva practic. A, ceva practic? Asta poate fi ceva personal și poate mai puțin bilet. Interesant. Un bilet la concert, da. Nu, la concert în spatele scenei. Ca o noapte caldă. O noapte caldă, cred că e cel mai bun cadou de 8 martie. Zi-mi și tu. Eu am zis. Biletul. Un cinel. Un cinel. Nu știu dacă trebuie neapărat să ne gândim la ziua de 8 martie ca la o zi în care trebuie să facem cadouri. Pentru că, și oricum am auzit foarte multe discuții pe tema Valentine's Day, Dragobete, 1 martie, 8 martie, Crăciun, Paște. Sunt niște sărbători datate, dar cam atât înseamnă. Nu înseamnă exact că ceea ce facem în zilele respective este cheia și miezul și structura acestei idei. Foarte important este ca în fiecare zi să găsim o modalitate de a ne bucura împreună de partenerele noastre, de ceea ce înseamnă viața pe care ne-am decis să o avem împreună. Ce transmiteți fanilor înainte de concert? Ce să le transmit? Le transmit că îi așteptăm pe fiecare în parte și pe toți la un eveniment în care, ca de obicei, punem sensibilitate, punem pe masă toată dragostea noastră și față de muzică și față de cei care ne ascultă muzica implicit. Și cred că faptul că ei după atâta timp sunt alături de noi și că ne cumpără biletele și că ne știu muzica și că ne plac efectiv uman, ți-e simpatic omul care cântă, e important, e foarte important și le vom oferi aceeași bucurie interpretativă ca și până acum. Asta sună la Mamaia, dar e interesant. Mulțumesc foarte mult și mulțumim și noi. Să fie.